Cele trei brățări. Poveste finlandeză. Trăia odată, la marginea unei păduri, o femeie văduvă care avea trei fete. Beata femeie nu era prea înstărită, însă fetele ei erau frumoase și harnice, gata de măritat, numai să fie avut cu cine. Într-o zi, femeia se duse, ca de obicei, să adune ceva lemne de foc în pădurea vecină. Cum umbla de colo-colo, grăbindu-se să nu apuce seara, se trezi dintr-o dată în fața unei femei mai în vârstă, care îi făcu semn să vină la ea. Curioasă, mama celor trei fete se duse spre bătrână, neștiind ce dorea. Draga mea, îi spuse bătrâna, a venit vremea ca fiicele tale să se așeze fiecare la casa lor, iar pentru asta trebuie să vină la mine și eu le voi ajuta. Bătrânica îi mai arătă femeii trei brățări, una de aur, una de argint și alta de fier, și îi spuse să trimită în fiecare seară câte o fată în coliba ei, care era chiar acolo în pădure. Femeia nu a stat mult pe gânduri. Ajunsă acasă, le-a povestit fetelor cum i-a arătat femeia brățările și i-a spus că fetele ei se vor mărita curând, dacă vor trece pe rând pe la coliba ei din pădure. Eu merg prima, eu merg prima, s-a repezit fata cea mare după ce mama ei și-a depănat povestea. Și așa a și făcut. A doua zi, de cu seară, s-a dus într-un suflet la coliba bătrânei, aflată în mijlocul pădurii, și a bătut încetişor la ușă. Femeia a deschis și i-a arătat cele trei brățări. Pe care o vrei? A întrebat-o ea. Pe cea de aur, a răspuns imediat fata, căci își făcuse deja planuri de acasă să aleagă brățara cea mai scumpă, doar ea era fiica cea mai mare. Dacă pe aceasta o vrei, înseamnă că vei ajunge împărăteasă, i-a mai spus bătrâna, iar fata, în culmea fericirii, a fugit într-un suflet acasă și i-a povestit mamei despre destinul măreț care o aștepta. În cea de-a doua seară, veni rândul fetei mijlocii să bată la ușa bătrânei. Aceasta însă mai avea doar două brățări, pe cea de argint și de fier. Fata cea mijlocie nu stătu nicio secundă pe gânduri și alese brățara de argint. Tu vei ajunge regină, i-a prezis bătrâna, și fata mai că nu a sărit în sus de bucurie. A alergat apoi cât a putut de repede acasă și le-a povestit mamei și surorilor ei despre ceea ce îi urzise bătrâna. Acum era rândul mezinei să meargă să-și afle soarta, fără prea mare tragere de inimă, căci știa că nu-i mai rămăsese decât brățara de fier, care nu avea cum să-i prezică un destin ales. Fata s-a înfățișat la rândul ei la ușa bătrânei și a bătut sfios la ușă. Dar ca să vezi, bătrânica nu a venit doar cu brățara de fier, ci a mai adus cu ea încă două brățări, una de aur și cealaltă de argint. Fata mea, alege care brățară îți place, i-a spus femeia. Dar cum aș putea să aleg ceva ce nu mi-a fost dat să am? A întrebat modestă fata. Surorile mele au ales înaintea mea cele două brățări scumpe. Mie mi-a rămas ultima dintre ele, pe aceasta o să o aleg. Și fără să mai stea pe gânduri, fata cea mică luă brățara de fier și și-o puse pe braț. Bătrâna zâmbi și îi spuse, tu nu vei fi nici împărăteasă, nici regină, dar nu te întrista pentru acest lucru, ce ai încredere în soarta ta. Ajuns acasă, fata a povestit mamei și surorilor cele întâmplate. Vai, cum au mai râs de ea surorile mai mari, vai, cum a certat-o mama ei. De ce nu alesese și ea o brățară scumpă? Așa ar fi putut să-și croiască o viață mai bună, așa cum urmau să facă surorile ei. Dar fata nu le-a luat în seamă nici pe surori, care făceau haz de ea, nici pe mamă, care se necăjea că nu avea să o vadă și pe ea împărăteasă sau regină. Și uite așa, conform celor prezise de bătrâna din pădure, fata cea mare a fost cerută de soție de fiul unui puternic împărat, care a văzut-o și s-a îndrăgostit imediat de ea, iar cea mijlocie a ajuns soția unui rege, care domnea peste acele ținuturi. Mai rămăsese în casă mezina. Cum însă bătrâna nu spusese clar cu cine urma să se căsătorească, mama și fiica se întrebau fiecare pentru sine cine va fi cel de-al treilea pețitor, fără să-și facă prea mari speranțe că va fi un om bogat sau cu renume. Așa că atunci când un păstor, tânăr și frumușel, a venit să-i ceară văduvei pe ultima sa fiică de nevastă, femeia nu s-a codit foarte tare, deși nu prea-i surâdea ideea că de
de la un ginere împărat și de la un ginere păstor, era cale tare lungă. E, după o vreme, să fi trecut vreo câțiva ani de când nu-și văzuse fetele, mama, care nu mai putea de dorul lor, s-a gândit să le facă o vizită. Și-a luat deci de saga în spinare și a plecat întâi la fata cea mare, cu care soarta fusese pasămite cea mai darnică. Dar când a ajuns aici, nu se bucură de ce găsi, căci fata ei nu o ducea bine de fel. Soțul ei, împăratul cel puternic, o părăsise pentru o alta, iar ea aștepta înlăcrimată și necăjită să fie alungată de la palat. Mâhnită peste poate, mama își înfrână plânsul și durerea și porni la drum să o vadă pe fiica cea mișlocie, ajunsă regină. Spera ca ea măcar să o ducă mai bine, căci doar alesese brățara de argint care îi promitea un destin favorabil. Din păcate, avea să descopere că nici fiica ei, regina, nu era fericită, dimpotrivă era plânsă și necăjită, pentru că regele o amenința că o va alunga de la palat dacă nu va da naștere unui fecior. Sigur, aveau deja 3 fete, dar regele vroia neapărat un fecior care să moștenească tronul. Mai rămăsese fata cea mică, cea care alesese cea mai modestă brățară. Mama se gândea deja cu groază cum o va găsi pe mezina ei, măritată cu un simplu păstor, dar când ajunse la stână, aproape că nu-i veni să creadă câtă fericire găsi acolo în familiile lor. În familia lor, fata ei și păstorul nu trăiau în belșug, dar aveau tot ceea ce era necesar. O casă îndestulată, o grădină bogată, multe oi în țarc și mai ales aveau 2 copilași drăguți și cuminți, pe care părinții iubeau ca pe ochii din cap. De ce ar fi avut nevoie de mai mult? Beata mamă plecă în sfârșit liniștită și mulțumită că fiica ei cea mică, pe care o crezuse cea mai oropsită de soartă, era fericită cu viața ei simplă, că ea și soțul ei nu aveau nevoie de aur și argint în căsnicia lor, atâta timp cât îi unea iubirea.